Nu, aici nu. În partea în față, în partea aia. Nu, nu. Așa merge, e tot timpul. Thank you.
Sfântelor Doamne veșnică pomenire, Hristos Există o iubire mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi, ne spune Iisus Hristos. Ne-am adunat aici în spirit de credință pentru a ne ruga într-adevăr pentru cei care și-au dat viața pentru fraților de pe aceste meleaguri. Cu credință în inimă să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. Măreți biruitor al morții, Iisuse falnit împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, dar chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin adușanul. Ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși arul baptismal. Să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii Tăi, Iisuse, care din lume au plecat, păduim în veșnica lumină, să te slăvească de încetat. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Tu care ești milostiv și îndurător. Condu-i pe slujitorii Tăi răposați, care și-au dat viața pentru apărarea patriei noastre, lăcașurile veșnice. Răsplătește cu fericirea veșnică pe acești răposați, care și-au dat viața lor proprie pentru frații lor. Arată-le Îngerul strălucirea Ta dumnezeiască și fă-i părtași pe ei de însăși gloria Ta veșnică. Doamne, îndură-te de ei! Hristos, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în cer, dumnezească-ți îndură-te Ta, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule îndurător și puternic, Tu nimicești războaiele și pe cei mândri îi pleci la pământ. Privește a îndepărta de la noi întotdeauna nenorocirile și lacrimile pentru ca toți să ne învrednicim a ne numi cu adevărat fiii Tăi. Iar fraților noștri răposați eroi pe care noi astăzi îi pomenim și care nu au pregetat să-și dea viața pentru patrie căzând la datorie,
Te rugăm să le răsplătești cu viața veșnic fericită, jertfa vieții lor, iar nouă să ne dai bucuria de a-i revedea în bucuriile cerului prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dă-o lor, Doamne! Sfârșit să le sălucească, să se odihnească în pace. Amin. Domnul Iisus să-i răsplătească. Are loc ceremonia depunerii de coroane. Se depune coroană din partea primăriei Oituz. Se depune coroană din partea primăriei Onești. Se depune coroană din partea Consiliului Județean Bacău. Se depune coroană din partea instituției prefectului Bacău. Se depune coroană din partea ambasadorului Statelor Unite ale Americii. Se depune coroană din partea garnizoanei Bacău. Se depune coroană din partea familiei regale a României.
Doamnelor și domnilor, ceremonialul militar și religios s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Iulia, hai din...